Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi mai mult noros și va ploua în Maramureș, Crișana, local în Banat, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral. Izolat, în special în văi și depresiuni, va fi ceață. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată, cu precădere în regiunile sudice și sud-estice. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, precum și în vestul și nordul Olteniei, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse pe arii restrânse însoțite și de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor atinge pe alocuri 10-20 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în Crișana, Banat, Maramureș și vestul Transilvaniei cu viteze de până la 65 km/h și în restul teritoriului cu viteze la rafală în general de 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 16 grade în Maramureș și 30 de grade în extremitatea de sud a Munteniei. Caracteristici agrometeorologice. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Pe suprafețe agricole extinse din Moldova, local estul, centrul și sudul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Crișanei, izolat nord-estul Banatului. Rezerva de apă va prezenta valori satisfăcătoare în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Crișanei și a Banatului și local în Moldova. Starea de vegetație a culturilor agricole. Procesele de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă vor evolua pe ansamblu normal în majoritatea zonelor de cultură, acestea fiind ușor intensificate în jumătatea vestică a teritoriului, datorită regimului termic din aer și sol mai ridicat decât în mod obișnuit. În funcție de data semănatului și condițiile pedoclimatice, orzul și grâul de toamnă își vor continua fazele de germinare-răsărire, precum și începutul creșterii primelor frunze. Sub aspect fenologic, rapița va parcurge germinarea și răsărirea, mai avansate fiind culturile semănate în epoca optimă din sudul și vestul țării. În toate bazinele specializate la sfecla de zahăr se vor finaliza maturitatea tehnologică și recoltarea. Pomii fructiferi și vița de vie își vor continua în bune condiții maturarea lemnului sau coardelor, precum și colorarea sau căderea fiziologică a frunzelor în majoritatea plantațiilor. Recomandări de specialitate. Efectuarea arăturilor de toamnă în stratul de sol 0-20 cm, exceptând arealele agricole unde se vor menține deficite ridicate de umiditate în sol. Finalizarea lucrărilor de recoltare la produsele agricole de sezon. Eliberarea terenurilor agricole de resturile vegetale. Continuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ și a semănatului în epoca optimă, în special pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa a solului. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.